Ziua Națională fără tutun a fost marcată în acest an printr-o campanie de informare desfășurată în liceele craiovene. Printre acestea s-a numărat și Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate. Trebuie să fim foarte atenți, să abordăm comprehensiv întreaga problemă, pentru că sunt riscuri majore. Tutunul este unul dintre factorii de risc foarte, foarte ridicat și dorim în special să sensibilizăm adolescenții și tinerii să întârzie debutul, să le arătăm că sunt riscuri majore din cauza produselor din tutun. Desigur, la nivel mondial sunt dezbateri foarte largi cu privire la efectele nocive ale fumatului pasiv. România, ca stat membru al Organizației Mondiale a Sănătății, desigur, adaptată întreaga problematică la legislația europeană în domeniu. În mod cert, este cunoscut în spațiu public că astăzi este un proiect larg în dezbatere cu privire la reducerea și la restrângerea temeinică a spațiilor pentru fumători. Potrivit Societății Române de Pneumologie, peste 5 milioane de pachete de țigări se fumează zilnic în România, iar aproximativ 85% dintre pacienții cu cancer broncopulmonar sunt fumători. Totodată, studiile au arătat că peste 80% dintre fumătorii din țara noastră și-ar dori să reducă numărul țigărilor sau să renunțe complet la fumat. Sunt profesor acestei școli de 23 de ani. Tot timpul m-am implicat în astfel de activități. Îi văd fumând, se mai întâmplă să-i văd și în școală, în permanență discut cu ei, mai ales cu cei mai mici, și le spun ce înseamnă consumul de tutun la această vârstă fragedă, ca profesor de biologie și voluntar antidrog. Să știți că am avut surprize de foarte multe ori copiii să-mi spună: de acum, doamnă, n-am știut. Este presiunea grupului, este anturajul, dar din acest moment arunc țigările, fiindcă nu am știut cât îmi face de rău. Tinerii prezenți la sesiunea de informare au aflat care sunt riscurile la care se expun dacă fumează sau dacă stau în preajma fumătorilor. Tutunul și produsele din tutun, în special nicotina, la rândul lor, sunt responsabile pentru acea dependență cauzată de țigări. Păi, în primul și în primul rând, fumatul nu cred că aduce o stare de bine, cred că nu aduce sănătate, este o chestie pe care mulți zic că o fac din plăcere sau că le aduc o stare de bine, dar nu sunt de acord. Voința, adică nu am vrut să ajung în starea prietenilor mei, să am probleme de sănătate, am încercat să evit acest lucru. Părinții fumează, ambii părinți. Mi-au zis să nu mă apuc de fumat, pentru că odată ce mă voi apuca nu mă mai putea lăsa. Profesorii au avut o amprentă în această chestie. M-au sfătuit să nu mă apuc de fumat. Nu este sănătos, nu este bine. Majoritatea prietenilor mei fumează și nu mi se pare un lucru foarte bun. Ai încercat să-i sfătuiești și pe prietenii tăi să se lase? Da, dar odată ce s-au apucat, majoritatea spun că nu pot să se mai lase și că fac asta din plăcere. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul produce anual aproximativ 6 milioane de victime, dintre care peste 5 milioane sunt fumători sau foști fumători, iar peste 600 de mii sunt fumători pasivi.